Vă salut și bine vă regăsit la un nou clip, suntem pe Discord pentru că vreau să vă prezint noua opțiune, este o opțiune nouă prin care putem face shop aici. E postat acum câteva minute, am dat eu un ochi peste această nouă opțiune, poate sunteți interesați să vă faceți reclamă la shop sau la iteme. De asta zic să facem asta în început și plus că e nouă, deci puteți învăța cum să faceți treaba asta. Deci, în primul rând, intrați pe Discordul oficial Metin2, dacă nu sunteți pe Discordul oficial, scrieți metin 2 .ro Discord pe Google, aici, și dați pe prima. Ați intrat pe Discordul oficial, v-ați logat, după care dați la discuții wiki sau discuții generale, nu contează, una din două, și scrieți slash shop. După ce ați scris slash shop, vi se deschide aici o pagină nouă unde faceți shop-ul propriu zis și căutați itemele. Deci dacă vreți să faceți shop apăsați pe prima chestie acest cărucior. Dar dacă vreți să căutați apăsați pe lupă. Eu am pus pe shop o sabie zodiac fictivă de test să văd cum funcționează. Eu am pus-o la 10.000 de oni. Îmi scrie, scrie și cine vinde, deci apăsați pe mine și scrie aici. Puteți să mă contactați în legătură cu itemele sau ce vând și așa puteți contacta pe oricine. Deci ideea este ca să-l contactați pe Discord să vorbiți pentru că nu puteți cumpăra direct din Discord ci trebuie să-l contactați pe băiat. În caz că nu este on pe joc, poate sau înțelegeți. Deci dacă nu este on pe joc cu shop puteți să-l contactați pe discord, poate pe discord, dați de el. Deci despre asta e vorba, cred. Cred că ai, ai da mai ușor de jucători pe discord. Și haideți să punem un item nou. Deci am pus eu o sabie zodiac deja. Hai să mai listăm ceva. Putem pune 15 iteme maxim. Uh, bun. Hai să vedem cum facem. Selectează itemul editat, nu. Vreau să mai fac unul. Uh, sta să vedem cum mai fac unul. Cred că apăs pe New. Ok, apăs pe New și punem și o armură acum. O armură șarpe să zicem. De Sura. Punem Sura. Nu este chiar așa complicat să știți. Este foarte, foarte ok. Armură șarpe rău. Zicem că este plus 15. Și acum asta server, server România. Ok, unde este? Uite, ultimul. Continuăm cu adăugarea bonusurilor. Zicem care are 15 fulger. 15, a, ah, de fapt am adăugat apărare. Apărare să zicem că are 700. Ok. Ce mai are? Are pagubabilității, să zicem că are 18 pagubabilității. Mobi, hai să de fapt uite, mi le ia la rând. Are Vit și acum am Mobi. Prima, perfect. Deci astea sunt bonusurile standard. Are 18 cu 41 cu 18. Deci maxime. Și acum zicem că are și 15 fulger, cum ar veni, 15, hai, 15 vânt, 15 fulger ceea ce aș vrea eu și cam atât zicem care fără PV, măcar atâta să prind și eu. Ok, și 6-7, ia să vedem ce punem, daune de abilitate și 5 o să punem, maxim, și mai putem pune unul? A, ah, am dat cred că ok și nu mai pot pune, pietre are schivă, pietrele clasice, grabă, se selectează destul de ușor și pitulării punem ok și toate sunt plus 4 deci nu este chiar așa complicat merge treaba repede și prețul acum prețul este de 2500 de oni cum ar veni punem cât vrem noi pe ea și în momentul de față avem pe shop o sabie zodiac și o jachetă și pe la banii aceștia nu le avem dar am pus de test, vă dați seama. Le-am pus uh, să ne facem o idee cum se pun itemele. Și ține 7 zile, deci scrie și aici dacă nu mă înșel, ține 7 zile cu 15 iteme postate. Dacă aveți 15 iteme importante, le puteți pune aici să vă faceți reclamă. Ok, închidem shop-ul și acum să zicem că o să căutăm ceva, căutăm arme. Ia să vedem, a mai pus cineva, Sabie Zodiac. În afară de mine n-a mai pus nimeni, după cum puteți vedea. Hai să căutăm și armuri. Ia, uite, a pus cineva, Demonică plus 6. Vânzător este băiatul acesta, 25 de ani. Și fiți atenți cum arată, deci are 15 fulgeri, un ca jumate PV, 15 mâini, pietre plus 4. Ușor negociabil a zis băiatul acolo la comentarii, doar că nu mă lasă să-l contactez. Nu știu de ce, sincer, dar pe mine cred că... M-ar În fine Cam despre asta e vorba cu shopul. Hai să ne continuăm clipul pe sura Avem câteva cufere invazii O să încercăm să deschidem întâi Cuferele acestea cu Yang Am aflat recent că pică și Curea Titanium din el Dar uite piatră M-aș mai risca aflând că pică și Curea Titanium Doar că vă dați seama Cred că este o șansă infimă la Curea Titanium Totuși o să mai dau Pergament comoară Marcasită Răjește site ăsta, da. Ăsta l accept. Și mai am doar un singur cufer pentru că pe celelalte conturi n-am mai apucat să ajung la portal. A dat multe mape, de multe, a dat de multe ori țara de foc și este mapă mare. Haideți să vedem dacă, uite, mai am o singură șansă, dar n-am Yang. Stați să pun Yang pe contul acesta și revenim. Știam că mai aveam un cufăr din acela, dar aparent m-am înșelat, așa că o să le deschidem pe astea normale. Marcasită galbenă, runa aura, aditiv puternic. Continuăm și cu astea mari. Nod rezistent, 5 aditiv, orison mic, o bucată. Băgăm orisonul mic, unde este titanul ăla? Uite-l aici. Eșuat. Ok, hai să ne mutăm pe șamancă. Mai avem și aici câteva bucăți. Am schimbat câteva prăjește și pe arcul acesta. 28 medie, 5 pătrundere, 5 semi. Dacă era un 48 era super. Dar de unde? Aditiv puternic. Penar craniu. Continuăm și cu astea. 5 rune. Iarăși 5 rune și frânghii. Nu prea au venit cine știe ce dropuri până acum. Mai avem și șamanca mare. cutie card monstru, banner, scoică sclipitoare, nod rezistent, ichet vrăjește, 3 trombocite, încă 3 și 5 ierburi. Pe șamanca asta mare a dat cât de cât, vrăjește la la ok acolo. Deci avem o bucată aici, încă două pe șamanca leac, bun, și cred că mai am unul pe... De fapt mai am 5 pe sura. Deci se mai strâng și vrăjește, le mai strângem. Poate băgăm pe ceva mai important. Era vorba să bag pe asta, doar că deocamdată nu sunt suficiente. Le mai stacăm aici. Ia să vedem, uite am 4 bucăți deocamdată. Mă mai uit pe piață să vă vrăjește cu plus, dar am zis că nu mai cumpăr, că e scump Totuși ne uităm să vedem dacă s-a mai ieftinit ea. Trei eu în bucata sunt o grămadă pe piață. O să iau unul pentru filmare doar atât. Nu mă pot abține la frăjește cu plus mereu încerc câte unul dar mereu mă dezamăgește sincer. Deci primul pe astăzi. Da ca de obicei. Bonusuri slabe din nefericire vreau să vă zic că. Dacă sunteți interesați de set royal, avem, avem aici câteva încercări pe war, o să mai fac fragmente, însă mă contactați dacă este ceva. Este, ar fi prima dată când încerc pentru set royal și mai am și pe sura încercări, deci sunt suficiente. Mă contactați și mai pot face oricum, adică este 70% șansă câte 10 fragmente din acesta să faci un fragment din acela de royal, deci... Aș avea, aș avea doar că trebuie să le fac și depinde de cerere. Dacă nu este cerere pe royal, n-am de ce să le fac și le las în cavaler momentan. Dar dacă aveți nevoie, îmi ziceți și vorbim. Pe shop iarăși mai am gărzi, după cum puteți vedea. Mai am și câteva iteme, ribul ăsta, băi fraților, ce se întâmplă cu ribul ăsta, deci îl am de când am făcut a doua breastă de elemente, e incredibil Mă așteptam să se dea, 37 medie, 10, 10 de element, bine, totuși sabie de două mâini, dar nu știu, mă așteptam să se dea până acum Cât să-l pun? 17, na Dacă era ăsta FMS, imediat se dădea Doar că, na, nu este și de asta am stat mult mai am și un diamant opac, ia să-l iau și să-l plusesc, poate fac un mitic. Niște piatra lunii, nu se atinge lumea de ele. Greu pe piață pentru că lumea stă pe auto, face carduri și cam atât în momentul de față. Dar hai până cumpărăm diamantul să deschidem și cu ferele pe sura pentru că am uitat de ele. Trombocite, 3 bucăți, avem 200 de bucăți. Mamă, mamă, ar mai merge o curea titanium, sincer. Să fac, poate încerc astăzi. Deci o să încerc pe o șamancă, cred, poate reușesc, 30% șansă, știți cum e, dar cine știe, poate, poate. Hai să, să văd dacă mai am cufere, ar fi trebuit să mai am, sincer, poate mă uit prin poște să văd dacă mai sunt ceva, dar nu cred. 9 bucăți frânghie, iarbă, biscuit, fasole, hai să facem un pic de loc aici. Aditiv 5 bucăți, încă 5 aditiv, bine pe aditiv. Și câți avem pe sura? 10 bucăți, cred că mai am prin depozit, sigur. Ok, hai să mă ucim poșta. Mai am de la băiatul de data trecută niște elixire de la Ionut. Nu le-am scos pentru că nu prea folosesc albastre. Dar s-ar putea ori să le dau cuiva, ori să le pun pe shop. Haideți să văd cu diamantul. Cumpăr unul acum să văd dacă fac un mitic full sau măcar să reușească pentru că se dă, se dă miticul. De fapt, legendar trebuie să cumpăr. Ia să vedem preț. 3 în 30, nu este mult, de aia nu mi se dă de a mie de pe shop. Hai să vedem dacă reușește și a ieșuat și mi-a dat și gol goluț. Nasol, deci chiar nasol, o să mai iau unul singur și gata. Nu știu ce se întâmplă cu alchimia, îl pun repede 3 ani să scap de el, să nu cumva să-l mai plusez. Hai la bișniță. Și așa, am spart 6 ani și ceva, acum repede. 6 ani plus încă 3 9 ani pe vrăjeștele ăla. Instant așa, pe nimic. Aparent chiar pe nimic, pentru că nu mi-a reușit nimic. Bun, hai să vedem ce, ce să mai facem. Deci, v-am zis, este monotonie pe joc, toată lumea pe auto, toată lumea face carduri. Contul 0 donații face și el, v-am arătat în clipul anterior. L-am pus să facă, bate aici, găutam m-a liniștit. Mai bag câte o mănușă din când în când. Am jucat și câteva carduri. Acum, înainte de filmare, și mai am de jucat și pe sura. Ideea este că a zis să, să testezi și V3-ul, însă n-am bătut niciodată V3. Deci niciodată n-am testat V3-ul, nici măcar să cresc sau să, să farmez pe acolo. Din ce am înțeles, ați mai bătea și pe la CL-uri pe acolo și cl este duminică, deci ar fi o idee să testez puțin V3-ul pentru carduri și poate e... Găsiți și vreun loc pentru cele, dacă aveți vreun caracter. Haideți că am echipat mentalul și vom testa prima dată V3 pe acest cont să vedem dacă este drop. Hai să ne teleportăm grota exilului. Avem ceva in LTP? Hai că avem două, perfect. Grota exilului și vom testa o cameră, o să vedeți și voi pe ecran, harta plus camera unde vom bate. Poate testați și voi în caz că aveți un cont 75-90. Uite, de data asta testez la 90 să văd dacă este drop. Și dacă nu este, sigur este la 75. Deci știți sigur la ce level să bateți. Hai să-i dăm spre camera unde batem și, și să ne revedem acolo să vedem despre ce e vorba plus cred că o să bag și mănușă ucenic pe mentalul acesta de-abia aștept să văd dacă face ceva treabă asta o facem și pentru a testa dacă este drop la celeuri, deci în caz de aveți un cont de genul poate prindeți vreo cameră pe acolo și faceți câteva celeuri să aveți hai să ne, ne vedem acolo Hai să-i dăm startul fraților, am uitat să iau niște mantii, însă vom bate puțin și fără. Și așa nu prea sunt foarte mulți mobi. Hai să, bat, să băgăm și un ușa ucenic. Ce dropuri avem pe jos? Glob de gheață. Coif cetate. Ne uităm și după coiful poate pică ceva cu foc. Hai să vedem. Deci chiar sunt curios. Ne uităm pe carduri pentru că nu... Uite, mi-a picat un card deocamdată dar n-am avut niciunul de dinainte. Și aici mai pică licori, flori. E o mapă bunicică de lăsat pe auto. Poate dacă luam și, și liliacul și lăsam pe auto, chiar făceam treabă. Uite, globuri de gheață, de exemplu. Era o treabă să las o oră aici cu liliac, doar că are două mâini și na, dacă aveam o armă de o mână, mai degrabă. Hai că bat o manual o oră și vă țin la curent mai degrabă și vom vedea merită sau nu merită lăsat din ce știu eu asta era mapă de format așa că hai să vedem dacă facem ceva uite se respawnează destul de rapid damage dăm avem și mânia asta 50 medie 6 putere și 15 pe diavol din valoarea totală de deci ce bombă mai ales pentru mapa asta este super doar că am uitat eu niște manti, fraților, erau foarte bune niște manti. Uit prin uh, item shop. Dar cred că o să-mi aduc cu șamanca. Las aici pe... Uh, blochez, să zic așa, contul cu space și vin cu șamanca, aduc repede niște manti și aia e. Bun, o oră cred că bat și verific dacă merită lăsat pe aici. Până acum doar un singur card, hai să vedem ce facem. Uite și lamă, pică și arme, aparent. Hai să vedem, facem treabă sau nu? Fraților, avem un prim set de carduri în mai puțin de jumătate de oră la ce am testat până acum catacombe strâmtoare la level mare. Am mai testat și, și la șarpe. Văd că este o mapă destul de decentă. Este decentă și dacă ai un pe de adună, pentru că face și iteme de upgrade, văd că am făcut 4 globuri momentan, plus flori, am făcut și o glaivă plus 9, după cum puteți vedea pică iteme de level 1 plus 9, adică cred că doar săbi și crește decent, are 11.25% mai și crește dacă vreți, dacă aveți un cont de 90 și vreți să dați ușor ușor level, deci dacă aveți un cont de genul, văd că are încă drop la 90, echipați-l repede cu un set de fulger și cu un talisman cu rezistență la gheață. Eu zic că rezistă. Vă uitați pe hartă unde am arătat eu că e camera și veniți aici că este o cameră destul de interesantă. Uite glob de gheață. Mai faceți și bani. Și cred că dacă nu găsesc eu loc la celeuri, vin cu Liliac aici cu mentalul și testez să văd și câte celeuri face. Îl las pe auto liniștit și văd și câte celeuri face în camera aceasta. De foarte multe ori m-ați întrebat unde să fac celeuri la 75+. Plus. Uite, cred că ar fi o variantă aici. Deci dacă nu găsesc loc, s-ar putea să testez un pic și camera asta la cele. Sunt destul de mulțumit, un card și ceva, cred că pe jumătate de oră, un card spre două. Deci un set mai degrabă zis, cred că face două pe oră, cam așa ceva. Și flori, uite, iau, iau și florile astea, clopoțele astea sunt foarte scumpe, undeva pe la 40 50 ca stacu. Și am 10 momentan, pică greuți, dar dacă îl lași pe auto nu te deranjează și strânge. Sunt lămurit, deci momentan pun pauză pe V3. V-am arătat, ați zis să testez, să vedeți și voi, am testat și vedeți că face treabă chiar și la level 90. Continuăm să vedem dacă mai putem face și o curea titanium, aveam eu un plan. Chiar am zis, dacă fac o curea titanium este super, mai facem niște orisoane în plus, poate și o curea titanium bonusată bine cu mobi, ar fi super să apară. Dar măcar să reușească, o să încerc pe mancă de data aceasta, pentru că dacă încerc pe sura, nu o să mai dea una în plus și degeaba, adică mai degrabă încerc pe șamancă și îmi dă și una în plus, poate am șanse mai mari la bonusul Mobi. Hai să vedem întâi dacă reușește, nu ne gândim noi la bonusul Mobi momentan. Mă uit și cât costă perlele. Și hai să, să le cumpărăm și să încercăm din nou curea Titanium. Ar fi super să reușească, hai să vedem. Haideți, fraților, să testăm din nou cureaua Titanium, o să pun iarăși niște lingouri pe lângă Ferrari, sper să nu le ia băiatul ăsta. Poate, poate reușim, data trecută am reușit cu chestia asta. Bine, pe dați seama că nu are nicio legătură, dar for fun, merge. De stai că n-am gaia, mamă, nu mă așteptam la asta, <laughs> am uitat, stai să facem 100 de gaia. Și uite, stai, stai așa că trebuie să iau niște lucease de pe piață, pietre de astea. Hai că rezolvi eu cumva, revenim. Bun, acum suntem chiar pregătiți să plusăm cureaua titanium, adică să o craftăm. Ia să îl împodobim, împodobim fierarul să ne meargă. 30% șansă fraților, șansă mică, dar cine știe, hai să-i facem loc aici pe primul spațiu. Mamă, dacă ai reuși ar fi bombă. A reușit, incredibil. PV de data asta și mai trebuie să primim una. Fraților, încă câte orisoane? stați, fiți atenți. Dar nu mai am conturi, fiți atenți, ști, știți că e problema, nu mai am conturi de 90. Deci eu nu mai am conturi de 90 ca să... Adică mai am, dar nu suficiente ca să iau orisoanele. Asta este problema, dar bine, nu este cine știe ce problemă, că pot să vând curelele și tot e bine. Deci puteam, putem să luăm minim, deci dacă plusăm de 8 ori, că o să avem 8 curele, 8 ori 5, 40 de orisoane, 40 de orisoane ori 4 bucata, 160 de ori. Și o să fie mai multe orisoane, nu o să fie doar atâtea. Mamă, mamă, dar n-am conturi. Poate nu o să fie niciun orison. Uite, la asta nu m-am gândit că n-am conturi. Dar asta să vedem. Să vedem ce, ce, curea mai vine. Că trebuie să mai vină una. Poate vine cu mobi. Mamă, dar ar veni cu mobi, ar fi super. Dar, mamă, ce bine că a reușit. Incredibil, din prima pe șamanca asta. Super. Haideți să vedem ce facem și cu vrăjeștele, că primim și 5 vrăjește. Dar trebuie să așteptăm, așteptăm un pic questul ăsta că durează. Și lingourile le dau și eu prin map 1. Sărbătorim puțin. Mamă, deci nu vine să cred că am făcut-o de data asta. I-am făcut spațiu acolo, merge cu lingourile, fraților. <laughs> ok, hai să le dau pe aici. Și mai am o bucată, perfect, o să căutăm noi conturi, cred că mai am câteva, vă dați seama, doar că s-ar putea să n-am suficiente, o să vorbesc și cu Manu, poate uh, vedem cum facem și Lomorisoane și de pe conturile lui, dacă vrea, bineînțeles, dacă nu, o să vând o curea și asta este, o să mă uit și pe piața acum să vedem dacă există, ia să vedem, deci la curele, stai așa, bijuterii cu rele titanium titanium plus 0 40 cu păi asta 40 mi se pare ieftin, sincer o iei 40 și îți face o grămadă de orisoane ia să vedem mai sunt plus 1 plus 4 uite plus 1 100 de oni 200 de oni 55 de oni plus 3 Aia 40 e ieftină. Uite, plus 4 deja e nimic, e 9 oni. Deci asta, dacă uitați la clip, e ofertă. Pentru că o plusați, vin 25 de orisoane, 25 ori 4, 25 ori 4 vindeți orisoanele repede, aveți profit de 60 de oni. Deci dacă aveți conturile, bineînțeles. Eu nu mai iau, dar, cine se uite la clip, ar putea face o chestie de genul. Bun. Deci, haideți să așteptăm și noi a doua curea, să vedem ce bonusuri are. Gata, fraților, a venit misiunea. Plom a doua curea, Titanium plus 5 vrăjește. Am luat și arcul aici pe șaman, să le băgăm instant cum le primim. Poate cinește vine și o medie și facem și arc pentru eșarvă. Nu prea cred, dar putem încerca. Cine știe ce mai apare. Dar ne uităm după la curea Unde este? uite -o, acolo jos Am văzut-o Ne uităm după ce vrea și marcul Ia 5 9 12 9 Pe ce? Și 6 medie Exact cum așteptam Și cureaua? Sura Din, din nou una cu sura N-a vrut să pice monștri. Era tare să fac una și cu monștri. Dar mai avem două curele, fraților, pregătite pentru fabrica de orisoane. Deci, ne deschidem iarăși fabrica și vom, vom avea de plusat trombocite, ați văzut acolo că avem 200, câte avem, mai avem 170. Suficiente, o să le pun pe sura și o să vedem, o să caut eu conturile și data viitoare revin și vă țin la curent să vedem câte orisoane facem. Deci hai să iau și fără ăsta Pentru giveaway Mi l-a dat cineva după ce am pus un element pe armă Bun Curelele depozit Avem 4 total niciuna cu mobi, Dar asta este Măcar bine că a reușit tura asta din prima 30% șansă Să iasă din prima e super Avem și cutiile astea Cu pui. Ia să vedem Sunt curios cât mai este prețul Aoleu că au scăzut fraților Mă gândeam că poate mai urcă, le-am cumpărat cu acest scop. O să mai urce probabil, dar mă gândeam că o să urce mai repede. În fine, la cum merge piața, într-adevăr, de asta cred că nici nu nu urcă așa ușor. Merge prost, într-adevăr, piața. Ia să ne uităm și pe ala stoare, să vedem cât mai costă. Dacă merge piața prost, trebuie să mai scadă, nu? Ia, 5 bucăți, 6 oni. Da, au mai scăzut 10 KK, fraților, doar. Punem un set cavaler pe un coif, băiatul îmi va plăti în și are scutul acesta titan cu 12 putere și un coif de sura cu 10 fulger și viteză de atac plus 9. Le-am luat pentru 3 încercări, i-am mai încercat de 2 ori pe coif, dar a ieșuat și haide să vedem dacă reușim acum de data aceasta o să schimbăm scena pentru că avem fragmentele pe war. vreau să fac pe war pentru că dacă reușește uh, un item cavaler o să mai primesc câteva chestii în plus și dacă reușim unitem cu set cavaler primim o flacără și câteva cioburi de set royal, hai să vedem dacă ne iese de data aceasta coiful, avem încă 3 încercări, au fost două înainte și din prima, deci trebuie să-i mai dau ceva înapoi băiatului o să-i dau coiful pentru că cred că cred că o să rămân cu titanul și coiful îl dau înapoi. Bun, și avem coiful ăsta, ăsta ni l-a dat el, plus ăsta lui. Bun, o să-i zic că a mers din prima. Titanul ar face undeva pe la 10, 10, 12, nu știu, o să mă uit pe piață să văd cât mai costă. Deschidem și un cufăr rang turn acum să vedem ce mai prindem, poate luăm o fermecată, 3, 2, 1. Ah, talisman voință, nu este cine știe ce e ăsta. Ia să vedem, plus 4, cât e un one? Oh, 2, 1, 50. Doar că ăsta are și gheață, oricum pentru plusat e bună asta. Hai să-l pun și o 2 ioni. La cum merge piața așa, așa, nici așa nu cred că se cumpără. Bun, terminăm astăzi și continuăm data viitoare. Sunt foarte curios câte conturi mai am pentru orisoane. Cred că să, să vă fac o idee, cred că mai am maxim vreo 4, dar vedem data viitoare cu câte orisoane revenim și ne auzim. Data viitoare dau și cuvărul acesta auriu ok. Vă urez mult succes, multă baftă, la carduri ok și pe unde vreți voi să farmați. Astăzi am arătat și încă un spot bunicel, ați văzut acolo V3-ul. Vedem și noi dacă lăsăm la CL-uri, în caz de nu este loc, acolo mă duc. Vă salut și multă pace, mulțumesc foarte mult și membrilor, ne auzim data viitoare.